data de 6 februarie pe drumul județeanul 103C la intrarea dinspre spre Aiton. După cum vedeți, drumul este impracticabil. S-a dat cu lama și lipsă antiderapant. Mașinile circulă foarte greu. Menționez faptul că de dimineață, acum o oră, era chiar 10 mașini blocate aici. A fost un singur utilaj, un 8x4 cu o singură lamă, care, vedeți și dumneavoastră în ce condiții a lăsat. Mă voi duce până sus, să vedeți și dumneavoastră ce și drumul foarte îngust, unde doar o singură mașină poate trece. Ne-am scos cu utilajele unei firme private care n-are nicio treabă să ne susțină pe noi, să ne ajute. Avem chestia de mine. Uitați-vă și noi. Deci până când nu va fi sancționată această firmă pentru ceea ce lasă în urmă, nu se face nimic. N-au utilaje, dar ei câștigă licitații. 3G, 14 km de Turda, 15 km de Cluj. Am fost nevoit pur și simplu să vin de acasă, să transmit în direct, să vadă și domnul Tișe și cei care administrează drumul județene cu ce ne confruntăm noi în Aiton. Deci, va trebui un 8x4 să circul pe aici, nici de cum 4x4. Și pe ăla a rămas suspendat sâmbătă. Uitați! Așa arată un drum județean în zona metropolitană Cluj. Dacă dumneavoastră vedeți o urmă de antiderapant aici, nu mai zic că este lipsă totală de pară zăpezi. Uitați-vă și noastră cum arată. Și noi trebuie să mergem în serviciu să ne ducem copiii la școală. În 2023. Mulțumim firmei care administrează dezăpezirea pe acest drum. Aș dori să vadă și domnul Tișe. Să se vină la fața lui să vadă ce se întâmplă aici. De utilaje, nici urmă de antiderapant. Nu mai vorbim de faptul că bate vântul îngrozitor și spulberă zăpada la rafale. Doar acum a trecut utilajul de 20 de minute, o jumătate de oră, de-aia au reușit cei cu mașinile să plece de aici. Uitați-vă și noastră aici. Se îngustează, doar o mașină poate trece. În contextul în care se întâlnesc două mașini, va trebui ca una dintre ele să dea cu spatele până unde se lărgește drumul, ca să poată să circule una pe lângă cealaltă. Vă mulțumesc și sper că domnul Tișe să vadă acest clip și să ia măsuri.